Un cutremur s-a produs în această dimineață în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 4,2 grade. Seismul a avut loc la o adâncime de 103,8 km, a fost resimțit în mai multe orașe, printre care Buzău, Sfântul Gheorghe și Focșani. Cel mai important cutremur din ultimele luni s-a produs în septembrie în județul Buzău, a avut o magnitudine de 5,2. De asemenea, la începutul anului, în februarie, a avut loc un seism cu magnitudinea de 5,7 în Gorj.